Salutare, Marius! Te urmăresc de când activai pe vechiul tău canal de YouTube. Te-am regăsit aici neștiind că nu mai postezi acolo. Am și eu o întrebare. În urmă cu 5 ani, am mers la un consultant să îmi dea un sfat în ce să investesc. Țin să menționez că în 5 ani am investit în fiecare lună câte 200 de euro, iar după 5 ani am doar 18 euro profit. Crezi că este un lucru bun? Am încercat să mă retrag din această investiție, dar dacă vreau să vând, trebuie să plătesc un comision de aproximativ 500 de euro. Deci după ce că nu am profit, mai trebuie să și pierd din acești bani. Tu ce părere ai? Este ok ceea ce am făcut? Întrebarea mea este cât a plătit pentru consultantul respectiv și el spune. Consultant care oferea consultanță gratuit. Bun. I-am explicat cum văd eu lucrurile. Astăzi vreau să vă explic și vouă. Și referitor, este iPhone 7. Nu dau banii pe lucruri scumpe. După cum ați înțeles, consultant care oferă consultanță gratuit. Nu vi se pare un lucru ciudat această idee? Acel consultant nu are și el nevoie de bani, nu are o mașină de întreținut, o familie, o casă și așa mai departe? Sau oare cine îl plătește pe acel consultant care oferă consultanță gratuit? Nu cumva cei care l-au împins să ofere fondul respectiv de investiție îi oferă un comision pentru ca el să bage pe gâtul oamenilor acel instrument și chiar dacă el, mă refer la persoana care apelează la consultant, nu o să facă bani, asta este, ai căutat consultanță gratuit. Trebuie să înțelegeți un lucru, că atunci când nu plătiți voi pentru un produs sau un serviciu, aveți toate șansele ca voi să deveniți bunul care este spre vânzare. În situația acestui tânăr, el a devenit bunul de vânzare, acel consultant nu a făcut altceva decât să îi bage pe gât un instrument care l-a dus la pierdere de la an la an prin comisioanele aferente care de multe ori unele sunt chiar nesimțite. Neavând o pregătire aferentă pentru a face investiții, el a încercat să apeleze la o persoană mai capabilă. Dar ce să vezi, aici se ascundea un alt truc, și anume ideea că îți dau consultanță gratuit, tu nu plătești, wow, tu radiezi de fericire, dar ce să vezi, pe termen lung, tu ai mult mai mult de pierdut. Nu spun mai mult, dar imaginați-vă că în 5 ani, dacă faci investiții care să-ți dea randament de doar 3% și tot ai mai mult decât acei câțiva euro pe care el i-a obținut. Asta este, comisioanele l-au mâncat și au tocat portofoliul respectiv. Acum haideți să facem o suprapunere a acestei povești cu ceea ce se întâmplă în mediul online. La fel apar oameni care îți dau consultanța gratuit, fie într-un live unde tu vii și pui anumite întrebări, fie într-un clip în care îți oferă anumite informații, iar mai apoi afli că acel clip a fost sponsorizat de platforma de trading X sau platforma de investiții Y și așa mai departe. Credeți că se suprapun ideile și este cam aceeași cu ceea ce se întâmplă când mergi la un consultant care oferă consultanță gratuit? Eu spun că cu ajutorul mediului online, acest truc s-a simplificat. Pentru că înainte puteai să mergi la acel consultant și să-l tragi puțin de mânecă, să-i ceri anumite explicații. În ziua de azi este foarte dificil, pentru că mergând să obții informații gratuite, chiar dacă vei ajunge să pierzi bani sau dacă îți vei deschide cont pe anumite platforme care mai târziu se închid, tu chiar dacă ești nemulțumit și lași un comentariu care să îți spui nemulțumirea, ce să vezi, poți să primești un simplu bloc
și atunci ești redus la tăcere. Tocmai de aceea vă spun, nu căutați să fiți produsul dintr-o tranzacție, adică să pierdeți bani pe termen lung datorită faptului că nu ați mers să oferiți o sumă aferentă și să primiți exact informațiile de care voi ați fi avut nevoie. Eu sper că aceste idei să vă ajute și să înțelegeți că mai bine plătești decât să ajungi să pierzi pe termen lung. Eu vă mulțumesc foarte mult, sper că aceste informații vă sunt de folos. Până data viitoare, mult succes tuturor!